Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou vlog. De această dată o să mergem la un muzeu de știință. Ieri nu am făcut vlog pentru că efectiv am fost foarte obosit. Am stat jumătate din zi să editez vlogul de la Disneyland. Ieri am fost la Louvre, cam așa a fost. Deci cam așa arată piramida de la muzeul Louvre. Și sub mine se află întreg muzeul. Și nu numai sub mine, și pe lângă mine. Iar acum o să mergem la un muzeu de știință, chestii high-tech, foarte interesant. Avem de mers cam 25 de stații de metrou și după aceea să luăm un alt metrou, pentru că efectiv trebuie să traversăm tot Paris, cred că a venit și metrou. Pac, am pierdut. Ce am observat în Paris, probabil sunt și în alte părți în Europa, dar nu la noi, toată lumea este așa calmă, nimeni nu se grăbește nicăieri, sunt toți de treabă, te ajută, nu știu ce. E foarte bine pus la punct și transportul în comun și traficul, super mișto. Și bă, frate, până acum n-am văzut nici măcar un semn de trecere de pietoni. Nu știu dacă ăștia efectiv au în legislație un semn de trecere de pietoni, dar n-am văzut până acum nici măcar unu. Efectiv toate sunt semaforizate, cred, și da, efectiv, nu înțeleg, nu e niciun semn de trecere de pietoni. Boxă JBL. Deci tipul ăla care cânta era român, nu pot să cred. Deci am ajuns la destinație, cam așa arată muzeul de știință și industrie. Cam așa arată intrarea. Să vedem ce e în interior, căci că sunt chestii foarte interesante. Cea mai interesantă atracție de aici de la muzeu, ci că ar fi această bilă. E o bilă imensă cu oglinzi pe ea. Deci cam așa arată tot muzeul, este foarte mare. Iar aici este bila de care v-am zis. Am cumpărat și niște bilete la un film, pentru că ne-au zis acolo că putem foarte redus să luăm și un bilet la un film care durează 15 minute și e singur în univers sau ceva de genul, e ceva de știință, nu știu, o să vedem. Deci acum avem o vizită la planetarium, este la etajul 2 și acum ne-a luat aici biletele, ni l-a scanat. Dar chiar e imensă chestia asta. Și cam așa arată bila asta imensă. O să mergem și la aia să coborâm acolo jos, dar acum vizităm mai întâi cei la etaj. Iar aici în stânga este și un submarin pe care îl putem vizita. Cred că acum se alimentează. Scrie și acolo feeling. 3, 2, 1. LOL. Ce tare. Cam așa cred că se lansează și rachetele în viața reală, numai că nu cu apă. Toată zona asta principală este cu fizica spațială și te învață exact cum funcționează treaba cu spațiu. Am găsit aici un aparat care mă măsoară cât am în orbită kilograme, cât am pe lună și cât am pe pământ. Pentru chestia asta trebuie să filmez în 30 de cadre pe secundă, pentru că efectiv nu se vedea ca lumea cât scrie aici, nu știu de ce, dar la 60 de frame nu-i prea place. Deci am 54 de kilograme pe pământ. În orbită 0 și pe luna am 9 kg. Nice. Deci ei vorbesc în partea asta și se vede în partea cealaltă. Ce ecou, frate. Deci aici ar fi locul perfect să faci o excursie dacă ai fi o profesoară de fizică. Dacă am avea și noi așa ceva în România, efectiv îți explică fiecare chestie, cum se creează sunetul, cum nebunie mare. Deci ne-am întâlnit aici cu niște turiști care mi-au dat seama că sunt un youtuber. Ei nu înțeleg nimica din ce zic. Facem acum și o poză de grup. Deci am făcut și un fan meeting în Paris acum. Ne-am întâlnit cu o clasă de copii din Paris. Super drăguți. Probabil că o să se uite și la vlogul ăsta, că le-am arătat cum îl cheamă pe YouTube. Deci probabil o să apară în comentarii sau habar n-am. Deci în interiorul acestei bile imense se află un cinema.
Tocmai am fost acolo și am văzut un film pentru că era inclus în bilet. Și efectiv, în pila asta este un cinema. Super șmecheră ideea. Și cinemaul are un ecran rotund, cum e bila. Iar acum o să intrăm în acest submarin destul de mare. Am primit chestii de astea audio și nici nu ne lasă să filmăm în interior. Din păcate nu ne-au lăsat să filmăm nimica, iar cel de la intrare a fost foarte strict. Cu toți, efectiv, se mișca foarte greu și se uita foarte urât la noi și ne-a controlat până la sânge, efectiv, o chestie de aia de metale, se uita și foarte urât. A fost destul de interesant în submarin, oricum, pentru prima dată când am intrat într-un submarin și chiar e interesant. Deci aici, efectiv, este un concurs de dans în parcul ăsta, în aer liber, cu juriu, cu tot acrobul. Tocmai ce am ieșit acum din orașul de știință și tehnologie, tot felul. Acum ne îndreptăm spre Basilic de Sacre Cœur, ceva de genul. Așa că vedem cum o să arate și acolo. Zona asta mi-aduce aminte de zona funicular de la Barcelona. Nu știu câți dintre voi ați văzut vlogurile de la Barcelona. De acum cam 2 ani am făcut niște vloguri de la Barcelona. Dar zona asta seamănă foarte mult cu aia, pentru că la deal, ba, coborâm. Trebuie să mergem acum să luăm un funicular. Deci până la urmă am găsit funicularul și o să fie tot gratis, pentru că noi avem abonament. Deci a fost mult mai mic funicularul ăsta față de cum a fost la Barcelona când am urcat la Tibidabo. Dar aici, mamă, ce priveliște lor. Deci priveliștea asta de aici, de la Basilica de Sacre-Cœur, e super șmecheră. E o panoramă destul de tare, dar ideea că Turnul Eiffel nu se vede pentru că este undeva în partea aia. Undeva în partea aia și nu se vede. Dar na, aia e. Era șmecher să fi văzut și Turnul Eiffel. O să încercăm acum să urcăm acolo sus, vedem dacă reușim ca să avem un priveliște la Turnul Eiffel. Avem 300 de drepte. Deci trebuie să urcăm 300 de drepte, așa. Wow, ce tare! Deci cam asta este priveliștea. Și încă mai avem o panoramă pe aici. Mai avem de mers. Trebuie să găsim Turnul Eiffel. Deci efectiv o panoramă 360 aici. Și într-un final am găsit și Turnul Eiffel. Noi acolo am făcut poze. Iar noi acolo am făcut poze. Și acolo se află Turnul Eiffel. Acolo e zona business. Tipul ăla e nebun, efectiv. Următoarea destinație acum este Turnul Eiffel, ca să vedem cum se aprind luminile de seară și să facem și câteva poze mișto, pe care o să le vedeți pe Instagram-ul meu, link în descriere. A început să facă ca pomul de Crăciun, ești nebun? Cam ăsta a fost un spectacol de lumini. Spuneți în comentarii dacă vi s-a părut interesant. Bine, n-a fost ca la Disneyland, asta cu siguranță. Au fost acolo câteva luminițe drăguțe. Tocmai au lipit ceva pe metro. What the fuck? Nu știu care era treaba cu posterul apus de tipii aia, dar era tare ciudat. Deci, dragii mei, eu am fost Andrei, sper v-a plăcut acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un buton de like. Eu am fost Andrei și până la viitoare, v-am salutat. Bye, bye!